Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune. Invitatul meu de astăzi este domnul senator Irineu Darău. Bine ați revenit în emisiunea noastră, domnule senator. Bună seara, bine v-am găsit. Sunteți în Comisia pentru Educație. Cum vedeți dumneavoastră această nouă structură a anului școlar? Sunteți și fiu de cadru didactic. Da, să știți că această structură, deocamdată doar vehiculată de către ministru, are cumva la bază o idee bună, dar încă nu avem detalii. Această modularizare, cum se mai numește, deci abordarea pe module, nu este cel mai rău lucru, în special pentru că va permite alcătuirea, conceperea unor materii. Care să aibă module distincte, poate chiar din domenii diferite, dar, dar cu legătură între ele. Dar, repet, încă nu avem detalii. Eu am comentat de multe ori la anunțurile actualului ministru al educației: nu cred că schimbările majore de structură în învățământ se fac așa. Am observat acest obicei. Seara dăm o declarație la televizor. Pe ceva la care nu se așteaptă nimeni, nici măcar noi parlamentarii. N-am avut nicio informație înainte. A doua zi se scandalizează toată țara, a treia zi dăm declarații care spun: Stați, că mai vedem, ne mai gândim, mai măsurăm, contactăm niște experți. Nu cred că așa se fac lucrurile predictibil de către un ministru responsabil. Cred că întâi ar trebui să fie niște studii, niște argumente colaborarea cu experții și apoi, da, să se ia niște decizii, dar oamenii din sistem, profesori, în cazul acesta e practic e aproape toată țara, că sunt da. profesori, părinți, bunici, copii, să știe din timp ce îi așteaptă și nu ce îi așteaptă mâine sau săptămâna următoare, ci ce îi așteaptă anul următor sau poate chiar peste 2 ani, fiindcă probabil știți, de exemplu, în legea educației, atunci când vrem să o schimbăm, Schimbările pe care le-am introduce noi în lege au efect doar începând din anul următor. Și e exact această idee de a nu bulversa, de a nu perturba oamenii. Oricând faci o schimbare mare de structură, eu cred că trebuie anticipată cu mai mult timp. Știți ce am pățit? Un exemplu foarte bun, apropo de aceste obiceiuri, a fost cu trecerea cursurilor din online în, în clasă aproape de pe o zi pe alta. Cred că trebuie să se renunțe la, la acest, această manieră de a face lucrurile. Ziceți că se face pripit? Pripit, exact. El, pripit, da. nemăsurat, cu răzgândeli și cumva forțat uh, pentru sistem. Gândiți-vă că și dacă s-ar trece pe module. Va trebui ca și profesorii să-și adapteze multe lucruri, poate planurile de lecție, poate, și bine, mai sper ceva, v-am spus, nu am detalii tehnice, să nu fie doar o formă fără fond. Adică nu e niciun fel de schimbare dacă doar Structura tăiem așa, în 5, de. în loc să tăiem în 3, un an școlar. Știți bine că același ministru cu o lună sau două înainte a aruncat pe piață ideea de semestre în loc de trimestre. Deci de. ce facem? Într-o lună, două, ne răzgândim de la decupa în două în loc de în trei și după aceea decupa în 5. Sper să nu fie doar această formă, fără fond, sper să, să, să se vorbească serios și de regândirea programei, și, cum v-am spus, poate de a combina niște, niște domenii într-o singură materie. Și vă mai spun ceva, și termin, fiindcă am avut de multe ori discuția aceasta în Comisia de Învățământ. Vedeți, noi terminăm școala. Și nu avem niște cunoștințe financiare, juridice, uneori nici civice, uneori nici despre viață și sănătate. Și aici nu vorbim doar de vestita educație sexuală, ci de multe altele, de nutriție, de cum să ne organizăm activitatea, de salubritatea mediului și așa mai departe. Chiar există o, o materie opțională, educație pentru sănătate, care conține toate aceste lucruri adaptate vârstelor noi am putea, pe o abordare modulară, repet, nu de formă, ci de fond, să spunem, de exemplu, hai să facem o materie educație pentru viață sau educație pentru viață și sănătate. Da. Și atunci fiecare modul din acesta să fie pe o temă anume. Să faci pe mediu, să faci pe pandemie, să faci pe nutriție, pe igiena corporală și așa mai departe. Eu, eu asta mi-aș dori de la, de la o viitoare abordare modulară. Nu știu dacă ministrul are în vedere așa ceva sau altceva. Ceva ceva s-a făcut că, pe lângă săptămâna aceea, altfel, a introdus săptămâna ecologică în modulul. 3 sau 4, era așa când la alegerea... Această idee cu, cu săptămâna da. ecologică mi se pare bună, da. doar, repet, ar trebui să fie module sau materii care să aibă, știți cum e când ai o materie, care să aibă obiective concrete, care să transmită elevilor un, un set de competențe, să formeze un set de competențe pentru ca acel elev chiar să, să poată proba până la urmă că a învățat ceva în, în acea materie. Să trecem în domeniul politic. La dumneavoastră a avut loc de la ultima noastră întâlnire o schimbare majoră. Președintele partidului dumneavoastră și-a dat demisia și președinte interimar este domnul Drulă. Cum comentați aceste evenimente din sânul partidului dumneavoastră? Se observă, este punctul meu de vedere, un adevărat canibalism politic. Poate e dur termenul, dar eu așa îl văd, nu numai la dumneavoastră. Iată că și la PNL, nici după șase luni de, de zile, președintele partidului a fost debarcat și ne aducem aminte cu cât fast a fost dumnealui atunci înscăunat. Da, uh, voi spune imediat despre noi și uh, indiferent de ce persoane ne plac sau nu ne plac într-un partid și am și eu preferințele mele cred că un asemenea episod este unul nefericit, dar ce aș spune din capul locului, evident, e o opinie personală, cred că situația PNL și situația USR Plus nu se compară. În situația PNL, atât fostul președinte Florin Câțu, cât și actualul președinte Nicolae Ciucă, din punctul meu de vedere au fost puși cu mâna, dacă vreți, de președintele României și de apropiații lui, deci cumva aceste mișcări bruște sau nu eu cred că pentru toți românii a fost evident că, că au fost cumva dictate sau influențate major din, din afară. La noi e destul de complicat, cum am spus, eu cred că e nefericit acest episod. De ce e complicat? Aparențele înșală. Pe de o parte avem un președinte și românii în general știu cine e președintele unui partid, dar la noi avem și un birou național. Care este foarte puternic, pe alocuri chiar mai puternic, are mai multe prerogative, mai multă putere decât președintele. președintele. Ori acest birou național se alege în alt mod. Se alege cam ca la PNL, cu delegați din toate filialele și s-a și văzut foarte bine în septembrie-octombrie anul trecut. Președintele a ieșit de o culoare, majoritatea în biroul național a ieșit de altă culoare, raportat la taberele politice. Deci aceasta a fost situația cred că e foarte regretabil că n-au ajuns cumva aceste grupuri interne incluzându-și și pe președinte să se înțeleagă și să găsească o cale comună care nu era pentru ei ei sunt 25 de oameni care conduc Temporar un partid, dar vorbim de 60.000 de membri, vorbim de uh, milioane, două milioane de români au votat la europarlamentare. Electoratul potențial este foarte mare, deci responsabilitatea acestor oameni, în frunte cu președintele și cu ceilalți 24, este foarte mare. Și chiar în continuare fac și voi face apeluri către ei, indiferent de demisii de funcții, să lead, cei care sunt lideri, chiar și informali, să se așeze la masă și să găsească o cale comună pentru acest partid, nu rupturi de partid, nu amenințări cu plecarea, nu excluderi poate de persoane, cred că singura cale pentru USR Plus care chiar trebuie să modernizeze această țară și să fie o alternativă modernizatoare, la vedeți acest colos, practic PNL plus PSD plus UDMR și probabil al de PMP și Pro România. Curând avem această datorie ori nu ne vom îndeplini dacă nu punem rapid partidul pe liniile corecte dacă nu suntem uniți și dacă nu începem practic să pregătim Pe lângă să facem opoziție, să pregătim alegerile din 2024 și mai ales guvernarea de după Nu acest, acest lucru trebuie să-l facem pentru noi și pentru români să demonstrăm că suntem capabili să guvernăm și dacă vreodată ni se va da această încredere, să o facem cu succes. Deci încă o dată cred că situațiile sunt, sunt diferite, eu cred că n-ar fi trebuit să se ajungă la, la această demisia președintelui. Ce mai e foarte particular la, la noi și termin, dacă vă uitați cu atenție față de celelalte partide de mari, chiar și PNL și PSD, totuși la noi conducerea, grupul acela mic de conducere care formează și majoritatea din biroul național nu s-a schimbat din 2017 încoace. Aici zic că aparențele înșală. Exact aceiași oameni în jurul celor trei, Ghinea, Barna și Drulă, evident sunt mai mulți, dar sunt un grup bine constituit, conduc partidul și au majoritatea în biroul național, întâi al USR, apoi al USR Plus, încă din 2017. Deci dacă vreți, Cred că pe lângă UDMR uh, suntem cel mai stabil partid, dar exact uh, acești oameni, exact de aceea acești oameni au o foarte, foarte mare responsabilitate și cred că trebuie să explice și ce a fost bine și ce a fost rău, fiindcă li se datorează în totalitate, fiindcă au condus partidul în ultimii cinci ani. Sunt voci care spun că domnul Cioloș uh, va pleca din partid și își va înființa un, uh, un partid. Ce ne puteți spune? Ce informații aveți dumneavoastră? Eu cred că sunt doar zvonuri. Am văzut că în ultimele zile au fost și infirmate cumva de toate părțile. Sper să rămână președintele infirmate. interimar într-adevăr. A infirmat acest da. lucru. Am văzut da. că și de în Cioloș și-a infirmat. Eu nu, nu voi vorbi în, în numele lor. Eu ca membru, ca fost președinte de filială județeană și ca parlamentar actual și fost candidat la președinție nu îmi doresc ca acest partid să se rupă. Ba chiar cred că nu avem voie să-l rupem fiindcă nu suntem chiar așa de mulți până la urmă membri în total, fiindcă suntem un partid tânăr și cred că avem nevoie de toți împreună pentru a putea fi puternici și a oferi soluții românilor. Da, sunt diferențe între noi, uneori ideologice, uneori de altfel, alteori de grupuri. Suntem, venim foarte proaspăt după o, o fuziune, cred că nu avem voie să ne rupem. Dar știți cum e, de aceea și vorbeam de conducere, ca în orice organizație. Cei care conduc trebuie să aibă grijă să nu se dească prea multă tensiune. Deci ăsta va fi apelul meu. Așezați-vă la masă, Țineți cont de toată lumea, inclusiv de minorități, de minoritățile din partid, grupurile minoritare și găsiți o cale comună. Fiindcă altfel e, e un comportament uman absolut normal. Când, când ești împins cumva peste bord sau când crește tensiunea, la un moment dat, mai mult sau mai puțin vor spune nu ne mai regăsim, nu mai suntem ascultați, plecăm. E responsabilitatea leadership-ului, sper să nu se întâmple, cum am zis, avem atât de multă treabă de făcut, de construit organizați în toată țara, inclusiv în rural, de pregătit pentru guvernările locale și centrale, încât nu, nu ne putem permite să, să, pierdem energie, eforturi, timp cu, cu, astfel de știu, conflicte mărunte sau, doamne ferește, cu două, trei partide în loc de, în loc de unul singur. Ați venit pe un val de mare entuziasm, în special tinerii v-au votat masiv. Spun mulți Că acum ați intrat, mai ales după ce ați ieșit de la guvernare, ați intrat într-un fel de cont de umbră. Credeți că este periculos acest lucru? Deci nu mai sunteți așa da. vizibil? Cred în... că este, în primul rând, este cumva normal pentru o perioadă. De ce? Pe de o parte am fost scoși de la guvernare. Întotdeauna un partid care nu e la guvernare e mai puțin vizibil decât cei de la guvernare. Pe de altă parte am avut aceste evenimente mari. Pandemia, războiul mai nou care cumva îi împing pe oameni să aibă nevoie de stabilitate și să se uită la cei care conduc. Bun răi cum sunt, se uită la guvernare, se uită la președinte, fiindcă ei iau niște decizii Cruciale pentru țară. Pe de altă parte am simțit un cont de umbră din punctul de vedere al expunerii mediatice Până la urmă suntem aceiași oameni, spunem aceleași lucruri, dar nu mai suntem nici pe departe invitați și acoperiți de către presă în același, în același mod Dar cred într-adevăr că este un punct periculos și cred că din noua postură de opoziție trebuie să redevenim foarte activi Imediat să facem o poziție reală, fiindcă, din punctul meu de vedere, suntem singurii care putem face asta, nu vorbim de extremiști, vorbim da. singura cale reformatoare, modernizatoare, care are ceva de spus și care poate face o poziție constructivă, zic eu, la guvernare, fiindcă, dincolo de stabilitate, nimănui nu-i convine o țară în care sistemul politic se duce încet, încet către dictatură sau către un mod în care nimeni nu mai contrazice guvernul. E nevoie de un USR plus puternic, argumentat pe scena politică, exact pentru a ține guvernul în șah și a informa oamenii despre ce, ce nu se face bine. Și ați și văzut că, deși noi avem doar 15%, atunci când reușim să ieșim în față cu niște mesaje și chiar se întâmplă niște lucruri periculoase acolo în guvern sau în parlament, lumea reacționează și după aceea decidenții politici dintr-o coaliție de DITA mai 70% de procente. Se mulează și, și se mai înmoaie în unele, unele poziții ale lor. Deci, mi-aș dori să, să creștem, să conștientizăm pericolul ăsta și să, să atragem oameni noi, să ne ducem pe stradă în acțiuni concrete în care să ne conectăm cu electoratul nostru și, de ce nu, și cu alții care nu ne-au votat, pentru ca, în timp, să le învățăm problemele, să venim cu soluții la ele și, cum am spus, să fim pregătiți de alegeri și de guvernare inclusiv la nivel local, fiindcă până la urmă acolo se găsesc problemele cele mai mari ale oamenilor. Pentru că ați adus vorba de nivelul local, cum stați în județul Brașov, în țara făgărașului? Acum, știu eu, din punct de vedere al sondajelor, nu avem cifre exacte, în general nu există cifre pe județ, dar din ce simțim așa între oameni. Nu cred că stăm rău sau mai, mai rău decât am stat în alegeri. Cred acum că e așa un fel de lehamite generală în societate legată de politică, justificată din multe puncte de vedere. Pe de o parte, ce fac cei care ne conduc, pe de altă parte, toată această situație de război și înainte de pandemie ne, ne fac să ne preocupăm de problemele noastre personale. Nu ne mai interesează atât de mult ce fac ea la, la București, dar. Uh, Cred eu că, acolo unde avem primari, avem primari în trei localități, Brașov, sunt Petru, orașul Victoria, se întâmplă lucruri, sunt conștient și eu urmăresc foarte îndeaproape și acord și sprijin acolo unde pot, mă duc și în consilii locale când pot, sunt conștient că, într-un ritm, ceva mai lent decât se așteaptă lumea, dar să știți că e foarte greu în administrație și am, am devenit foarte conștient, mai ales în ultimul an și jumătate de la legile locale de acest lucru, am vorbit. Și vorbesc periodic cu primarii, cu consilierii noștri, și îmi dau seama cât de greu e, și birocratic, și din punct de vedere al aparatului unei primării, și din alte puncte de vedere. Uneori, pixurile de la București sau din altă parte, cât de greu e să avansezi un proiect întâi până la faza de pornire, și după aceea până la faza de finalizare. Și, din păcate, pentru proiecte mai mari, de multe ori vorbim de ani. Și, și nu de puține ani ce apreciez la primarii noștri cei trei din câte văd e că ei chiar dacă poate pe termen scurt îi costă puțin electoral încearcă să organizeze lucrurile foarte bine. Adică, dacă vreți, ca în agricultură, plantează ani aceștia niște semințe și organizează aparatul administrativ de așa natură, fac hârtii, pregătesc proiecte care să fie implementate mai târziu. Nu cred că se poate altfel în primul mandat. Probabil că se poate, nu știu, poate în stilul pe piedone de la, de la București, în care să faci doar spectacol pe Facebook, să plantezi niște panseluțe și să zici că faci treabă ca primar, lumea e mulțumită. Dar proiectele mari nu se fac așa. Încă o dată, din ce știu și mă, mă văd, mă aud recurent cu ei, primarii noștri sădesc acum uh, uh, semințele pentru Proiecte și rezultate pe termen lung și ați și văzut de altfel De exemplu pe PNRR știu că în Brașov știu că în Victoria S-au blocat deocamdată o să vedem dacă reușesc proiectele până la capăt s-au blocat sume foarte mari În Victoria chiar fără precedent Pentru proiecte locale care să facă viața cetățenilor mai, mai bună Deci eu spun că stăm bine dar tot așa exact cum am spus de partid Eu întotdeauna sunt Un pic în fine îngrijorat sau în stare de alertă în sensul că mai avem foarte mult de pregătit, de crescut până la alegerile din 2024. Și de asta ne preocupăm. Avem 2 ani și jumătate de consolidat organizația, de mers prin județ, o să mă vadă oamenii alături de colegi în județ, să identificăm și alți oameni de stoinici pe care îi invităm în, în organizație, să identificăm încet încet viitor candidați consilieri locali, primari, fiindcă vreau în special în județul Brașov să rămânem prima forță politică și să avem candidați de foarte bună calitate în 2024 și cu planuri foarte concrete, credibile prin care să rezolve problemele oamenilor. Nu mi-aș dori programe politice maculatură, cum am văzut de atâtea ori promisiuni de șarte, vreau să avem candidați cu promisiuni concrete și măsurabile pe parcursul mandatelor lor. Cum a zis, am fost și președinte județean, știu care, care sunt provocările și ajut cât pot organizația până în 2024 să fim acolo unde trebuie la întâlnirea cu, cu alegerile. Și de ce nu, așa cum am zis, că vreau să fim consolidați, îmi doresc să oferim o soluție foarte bună și de persoană și de program politic pentru Consiliul Județean. Percepțiile asupra primarilor, ador, în primul rând vreau să spun altceva. Contează foarte mult prestația primarilor dumneavoastră, nu numai în județul Brașov, în toată țara. Deci, cum sunt ei percepuți de populație, de media, cum sunt ei popularizați în media, pozitiv sau negativ, vor avea, acest lucru va avea o, o importanță, zic eu, foarte mare în alegerile viitoare. Deci se va crea o imagine uh, despre partidul dumneavoastră prin, acești, prin prestația acestor, uh, acestor primari. Uh, din punctul meu de vedere, aici, în uh, județul Brașov, uh, lucrurile stau oarecum diferit. Dacă la Victoria, eu zic că primarul din Victoria, doamna Berte, a convins și este pe un trend uh, ascendent. Dincolo, la, la Brașov, probabil și lucrurile sunt mai, mai, complicate, acolo sunt și foarte multe critici la adresa primarului dumneavoastră. Da, așa e. Întâi aș începe cu Camelia Bertea. Da, sunt absolut Convins că, că nu numai că a avut rezultate, dar că toată lumea deja le știe, și nu doar din Victoria, poate din țara făgărașului da. și am văzut Deci are, o, are o imagine pozitive, care le știe exact. Da. Uh, uh, și asta arată, de fapt, cum într-un loc, și Victoria era la nivel de populație, la un moment dat, lipsită de speranță. Știți bine care e situația economică da. și așa mai departe, arată că dacă plasăm unde trebuie un om. Gospodar care știe ce trebuie să facă lucrurile se schimbă simțitor Și repede Chiar se pot face și știu și la camelia pe lângă ceea ce se vede și într-adevăr ia reuși niște Rezultate foarte rapide știu câte semințe plasează pentru proiecte Pe termen mediu și lung care chiar vor dezvolta Victoria sustenabil Care vor aduce joburi și așa mai departe dar acelea durează ca oriunde altundeva într-adevăr la Brașov Vorbim de un mastodont un mastodont administrativ, un, un oraș în plină dezvoltare, o dezvoltare destul de haotică conform conducerilor dinainte, inclusiv din punct de vedere imobiliar, al traficului și așa mai departe, încercăm să reparăm toate aceste lucruri. Dar să știți că și în Brașov, apropo de proiecte mari, se fac niște pași concreți foarte mari. Sau s-a cumpărat acea platformă de la cet care costă zeci de milioane de euro și pe care se va întâmpla o dezvoltare ulterioară. Se organizează serviciile primăriei în cu totul și totul altfel, mult mai dedicat și deschis către cetățean. Și cetățenii văd încet, încet că mesaje pe care le trimit primăriei și care altă dată poate nu primeau niciun răspuns, încep să primească răspuns. Acum, cum să spun, începi un mandat, primul mandat, cu situația existentă, preexistentă, cu oamenii preexistenți în, în aparat și așa mai departe. La fel, primăria și probabil ați văzut în ultimele săptămâni discuții fundamentate depune eforturi foarte mari pentru a avea spital regional la Brașov. Acesta da. este un proiect eu aș spune de zeci de ani, în sensul că sunt ani mulți până va fi operațional, și după aceea zeci de ani în care va, va deservi populația, și în care iară e mare investiție pentru a-l putea ține în picioare și a avea servicii de calitate. Acolo a fost o muncă uriașă. S-a făcut un studiu de fezabilitate care nu exista. Acest studiu de fezabilitate terminat cu experți de la Baird și de la alți parteneri pune de fapt Brașovul pe harta spitalelor regionale, fiindcă din motive politice, zic eu, sau nu, oricum nu înțeleg care e logica, da. la un moment dat am fost excluși, au, fost, au, au lăsat doar trei, Craiova, Iași uh, și Cluj. Da, Ei bine, -a atunci astfel, atunci primăria a spus, bine, facem prin forțe proprii toate aceste studii, au costat mi se pare 2 milioane și ceva de, de euro și au făcut un studiu de fezabilitate care nu include doar, știu eu, cum construim spitalul, unde, măsurător și așa mai departe, Teren ci, și este, ci deja. este teren și include un plan financiar foarte concret care să fie sustenabil și uh, uh, chiar acum, cred că o săptămână bună, am fost la primărie, invitați toți parlamentarii de Brașov, în care ni s-a prezentat de către experții de la Baird uh, acest plan de parteneriat public-privat. De ce? Fiindcă dacă nu faci parteneriat public-privat, vor, noi vorbim de un spital care va costa 440 de milioane de euro fără TVA, doar construcția. 50 de milioane de euro... Aparatură și încă vreo 400 de milioane de euro, operarea pe 30 de ani. Și atunci, da. operarea e mai târziu. Da. De, de unde și... să scoată primăria sau Consiliul Județean, la un anumit nivel, chiar statul. Statul ar avea, dar aici mai sunt factori politici, atâția bani dintr-o dată. Și atunci, având în vedere situația, primăria și Berdul au făcut acest plan financiar care ar însemna că trebuie să găsești un partener privat care și ia atenție multe dintre riscuri. Care trebuie el să găsească finanțare, bineînțeles, pe baza protocoalelor și garanției că vor veni niște sume, și uh, care va fi plătit doar în momentul în care uh, clădirea spitalului este la cheie și poate începe activitatea medicală înăuntru. Deci, acest lucru ar însemna, planul actual, dacă nu se întârzie nimic de la București, este ca la uh, începutul lui 2028. Să avem spital regional operațional și de atunci vor începe și plățile. Deci, practic, operatorul privat nu va primi niciun ban până când nu va aduce la standardele corecte acel spital. În picioare și de atunci, timp de 30 de ani, fiindcă operatorul privat îl va și opera da, da. pe tot ce înseamnă servicii nemedicale, că cele medicale și aparatura țin de, țin de Ministerul Sănătății da, da. și de, de Casa de Asigurare de Sănătate, deci pe ce înseamnă nemedical, pe ce înseamnă operare, el va primi și, bineînțeles, amortizarea construcției timp de 30 de ani, niște sume mult mai suportabile în fiecare an. Mi se pare era vorba de 30 de milioane de euro aproximativ în fiecare an, în vreme de 30 de ani. Deci uitați cum se fac pași concreți acum și termin cu povestea cu spitalul, dar e esențială pentru Brașov, pentru Covazna, pentru Harghita, de ce nu și pentru Sibiu. E esențial să avem acest spital. Acum depindem de o simplă semnătură, de un ordin de guvern care ar trebui da. să vină în următoarele luni, altfel se va întârzia din nou. Deci Repet, există studiul de fezabilitate, există planul, există calendarul de, de și sursa finanțare. Sursa de finanțare și, și ilmea, asta exact cel mai pe important. termen scurt nu costă, nu costă Ministerul Sănătății. Sursa de finanțare, așa cum am spus, trebuie să o găsească privatul. După aceea e o discuție, dar fie se va face din fonduri guvernamentale, probabil combinate cu fonduri locale, dar având în vedere momentul 2027, 2028. S-ar putea să fie o oportunitate de a finanța și din fonduri europene, chiar și Pui construcția făcută, făcută tocmai... înainte Fiindcă de multe ori știți probabil la programul operațional pe sănătate rămân bani la sfârșit necheltuiți Și atunci ca să avem absorpție ei pot să spună Da uite la Brașov avem un, un spital în picioare, s-au făcut atâtea plăți, totul e legal, hai să, să compensăm acele plăți Deci dacă se face un plan bun eu cred că se vor găsi surse de finanțare de stat sau, sau europene, dar trebuie dat drumul la proiect. Dacă nu dăm drumul la proiect, înseamnă alți ani de întârziere. Acum avem planul, avem studiul de fezabilitate. Chiar sper ca, ca acest guvern și Ministerul Sănătății, Rafila, să-și dea seama că, până la urmă, indiferent de partide, chiar pot rămâne puțin în istorie. Că da. și în mod ironic, fără să cheltuiască niciun bani, da. doar pot să întoarcă această cheie în, în mașina care ar duce către construcția spitalului. Asta îi rugăm noi și nu cei de la USR Plus. Noi am făcut apel la toți parlamentarii și cred eu că la un anumit nivel și comunitatea în ansamblu îi roagă. Nu ai de ce, mai ales când am, când planul e gata și când nu presupune cheltuială imediată, nu ai avea de ce să blochezi de la București un asemenea proiect de afirmare da, de și de aceea vă spun se fac, se fac lucruri și, și se pun, se pun bazele pentru, pentru proiecte de lungă durată și pe PNRR știu că se lucrează la foc automat în primăria Brașov S-au depus deja destul de multe proiecte, se mai depun și acolo vorbim de milioane și zeci de milioane de euro Unde un proiect este urmărit cu încăpățânare până la urmă Totuși, el va fi realizat. Exact, exact. Și sper că acest proiect merită această încăpățânare. Da, da. noi sunt, suntem foarte încăpățânați. Acum trebuie să fim și realiști. Într-adevăr, în afară de partea de primărie Brașov, nu avem alte pixuri și altă putere în mână. De aceea facem tot timpul apel la toți parlamentarii și, și mi-aș dori și cu drag merg oricând dincolo de diferențe politice și personale cu un parlamentar sau cu alții, mai mulți parlamentari de la alte partide să batem la ușa ministrului, să batem la ușa secretarilor de stat, la ușa primului ministru, de ce nu? Să spunem, Brașovul și regiunea au nevoie de acest spital. Uitați-vă că am ieșit dintr-o pandemie, Știm ce probleme de sănătate avem ca populație generală și ce sistem de sănătate avem, trecem printr-un război, nu cred că putem lua în glumă nevoia de infrastructură medicală și știm că în Brașov, da, avem spitale care lasă de dorit uneori, dar care oricum sunt foarte vechi și sunt împrăștiate, sunt împrăștiate pavilioanele în tot județul. Noi aici vorbim de un spital mare. Cu toate pavilioanele la un loc și s-a găsit și acest truc. Apropo de terenul, și am ajutat și noi parlamentarii cu o inițiativă legislativă ca să fie tot terenul acolo, ca pe lângă Spitalul Regional să mai fie un, un spital de pneumoftiziologie care va fi legat de acesta, dar e un proiect separat și pe care încă sperăm să-l putem finanța din PNRR. Regionalul nu putea fi finanțat din PNRR, dar acest spital are dimensiunea, caracteristicile pentru a fi finanțat din PNRR, ceea ce ar însemna că va fi gata în 2026 nu știu, cum să spun, nu suntem perfecti, clar se învață unele lucruri și la locul de muncă, fiindcă până la urmă sunt oameni noi în politică și în administrație, dar văd exact ce a spus dumneavoastră, foarte multă încăpățânare și cinste. Și să știți că și mediul de afaceri local din Brașov, vorbesc acum, și, și oamenii simpli și alții care știau ce se întâmpla, în se întâmpla în administrația anterioare, au remarcat această schimbare. Băi, la voi, cu voi, nu se mai umblă cu șușanele și cu, și cu alte lucruri. Asta putem garanta. Experiență vom mai câștiga, dar uh, știu, știu uh, colegii mei care stau în primărie dacă trebuie 12 ore pe zi doar ca să nu rateze niște termeni și să facă maximul pe care pe care îl pot face. Nu știu ce poate face mai mult, de atât repet, un, uh, în imperfecțiunea lui un, uh, un ales local. Domnule senator, iată, am ajuns la sfârșitul emisiunii. Dacă doriți să te transmiteți un mesaj făgărășenilor, brașovenilor, cu prilejul sărbătorilor Pascale, se apropie. Da, da, ne apropiem de, de Sfintele Paști, niște Sfinte Paști pe care le petrecem și toată această perioadă în condiții grele, îngrijorați fiind de, de război, un război care e atât de apropiat de, de noi. Totuși, cred că în acele zile trebuie să ne regăsim liniștea în familii, alături de apropiați, și cu atât mai mult în, în vremuri grele să, să ne gândim ce putem face noi mai bine, cu ce putem ajuta în societate, cum putem să ne facem serviciul mai bine și așa mai departe. Cum putem, practic, să fim oameni mai buni, fiindcă sunt convins că. În astfel de vremuri, e foarte important să fim mai buni unii cu alții, și e foarte important ceea ce poate n-am mai avut de mult: să găsim cumva, ca națiune, o cale să ne hotărâm încotro vrem să mergem. Vrem să mergem către Est cu tot ceea ce vedem că înseamnă, sau vrem să mergem către Vest și să ne integrăm cât mai mult cu cu celelalte țări în care oricum avem frați veri, membri ai familiei, milioane care sunt acolo în diaspora românească, cred că e, sunt niște luni sau poate niște ani în care toată lumea, toată Europa se va schimba și noi, românii, România, trebuie să ne găsim un loc potrivit în toate aceste schimbări și nu cred că o putem face fără, cu atât de multă, nu știu cum să spun, zăzanie, cum vedem și în clasa politică, dar și în general în societate, de prea multă vreme. Cred că poate fi, pot fi aceste Sfinte Paști un prilej de a, de a reconsidera felul în care ne, ne purtăm unii cu alții, ce sperăm de la, de la țara aceasta și cum, începând de mâine, dacă se poate, punem cu toții umărul pentru a, face, a o face un loc mai bun de trăit, și sper eu, am visul acesta de a-i de a convinge pe cât mai mulți plecați să, să se întoarcă și nu să se întoarcă pentru că îi rugăm, ci să se întoarcă fiindcă, fiindcă o pot duce mai bine aici. Deci, haideți să să facem treabă împreună și la nivel local și la nivel uh, național, fiindcă despre această, uh, astfel de deziderate, e un popor și e o națiune. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea. Mulțumesc eu. Dragii mei, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.